continuă problemele în cazul alimentării cu apă potabilă în cartierul Preajba. De această dată este rândul celor de la Direcția de Sănătate Publică Gorj să-și dea cu stângul în dreptul. Purtătorul de cuvânt al DSP Gorj, Lena Pițian, a anunțat că apa nu prezintă niciun risc pentru cei ce o consumă, însă a fost contrazisă imediat de șeful său, Marius Boieriu, care a spus că bebelușii și vârstnicii pot suferi afecțiuni grave în cazul în care consumă lichidul poluat. După sesizarea făcută de consilierul local al PNL Eduard Berca, cei de la DSP Gorj au anunțat că apa din zona Preajba are o cantitate mai mare de amoniu în compoziție. Purtătorul de cuvânt al instituției, Elena Pițian, afirmă însă că cei care consumă lichidul nu se expun la niciun risc. Din punct de vedere bacteriologic, apa este bună, este bună, nu are niciun risc pentru sănătatea umană. Singurul parametru cu mici depășiri este amoniu. Directorul Direcției de Sănătate Publică Gorj, Marius Boieriu, o contrazice însă pe colega sa. În tot județul există acești nitrici care în timp, tant, pot să afecteze starea de sănătate a populației. Efecte mai mari din ce amintesc, mult mai afectați sunt copiii care au imunitatea organismului mai mică și în cazul în care le sunt făcute ceaiuri în perioada de creștere sau lapte, praf cu apă de genul pot să aibă lucruri mai grave. Din cauza neconcordanțelor dintre cei doi, Eduard Berca l-a cerut public acestora demisia. Într-o societate normală, ci oameni de genul ăsta a doua zi sau în momentul în care se contrazic unul pe altul și-ar da demisia. Deci, dacă ar fi după mintea mea, în momentul de față acolo la DSP este o problemă majoră legată de directorul unității și de purtătorul de cuvânt. DSP Gorj a mai stabilit că alimentarea cu apă din zona Preajma nu are autorizație sanitară de funcționare.